Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Gorabăieni, data de 15 iunie 2018. Ședința a fost convocată în conformitate cu articolul 39 alineatul din legea administrației publice locale și cu dispoziția aprobată de domnul Gorabăieni în 2023. Ne aflăm în situația de a alege și trece de ședință pentru următoarele 3 luni. Dar înainte de a da curs ședinței, constat că suntem statutari, cuvorumul cerut de lege este îndeplinit, fiind prezenți 13 din 15 consilieri locali aleși. Constat lipsa domnului Florin Grigore și domnului Mihai Cel Nicolae, care probabil s-a ajuns în parcurs sau vede la urmă. E blocat la urmă. Înainte de a da curs ședinței, supun spre aprobării Consiliului Local procesul verbal al ședinței ordinare anterioare, datat de 11 mai 2018. Dacă sunt obiecțiuni la adresa procesului verbal, vreau să spun acum, dacă nu, votați în consecință. Nu sunt. Deci cine este pentru aprobarea procesului verbal? Mulțumesc. Da. La proiectul de hotărâre vă rog să faceți propuneri pentru președinte pentru următoare primă. Da. Domnul Sandu, vă rog, faceți propuneri. Propun ca domnul Sandu, propun că vorbești și mai tare, cum s-au spus. Propun ca domnul Babacă. Mai sunt alte propuneri. Babacă. Mai sunt alte propuneri? Nu, mai tare, propun tot domnul. Domnul Sorin, vă faceți de acord că există da, dar de la sine cine este pentru domnul Papace? Vă rog, introduceți ședința de astăzi, mă gândesc. Început să citim ordinea. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezoluției paracris și acordarea sumei de 10.000 de lei ca urmare a primării hotărârii Consiliului Local de 45 de mai. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului de bară a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 11 mai 2008. Proiect de hotărâre privind aprobarea alegerea președintelui de ședință din luni iunie, iulie și august 2008. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a titlurilor oficiale de urmărire a funcției. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de construcție paracris Dumbrava și acordarea sumei de 10.000 lei ca urmare a prevederilor hotărârii Consiliului Local 45-11 mai, privind la aprobarea regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al primăriei Comunii Gorabăieni privind unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Proiect de hotărâre privind aprobarea ființării un număr de 22 de posturi contractuale de asistent personal în aparatul de specialitate a primarului Comunii Gorabăieni. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii domeniului privat în Comunii Gorabăieni asupra pieței de teren de 1000 de metri conform deciziei numărul 128 din 2016 pronunțată de Tribunalul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economice efectivul de investiții reparații finisaje interioare și exterioare și mara terminului la urmă laboratorului. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii bugetului local al Comunii Gorabăieni pentru anul 2020. Proiect de hotărâre privind sfârșirea documentației de reevaluare a unor imobile și mobile din domeniul privat al Comunii Gorabăieni pentru și aprobarea unor efectuării lor prin proceduri de privăște de lege. Să supun la vot ordinea de zi a ședinței din data de astăzi. De acord? Da. Deci, înainte de a intra în ședință, astăzi așteptam în continuare în control din partea Corpului de Control al Prefectului, urmând să suplimentăm ordinea de zi cu două proiecte de hotărâre, pe care, în data de constatare, în 6 septembrie 2018,
2007. Deci, trebuie să la îndeplinire două măsuri. Aprobarea statutului comunei Gura Băiei și aprobarea inventarului la bunurilor, începând cu 2015 și privată al comunei Gura Băiei, care în curs. Fapt pentru care supun suplimentării ordinea de zi pe care domnul Crăciun va prezenta cu cele două proiecte de hotărâri, ca să le aprobăm tot astăzi pentru a intra în normalitate și pentru a depune toate măsurile dispuse pe domnul Crăciun. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a dreptului de cetățean de urmare al comunei Gura Băiei. La nivelul comunei Gura Băiei s-a luat decizia de a acorda dreptul de cetățean de urmare de anumite persoane pentru întreaga activitate. Legea 215, la articolul 38, stipulează faptul că autoritatea regulativă în Consiliul Local poate acorda de cetățean de onoare în baza unui regulament propriu. Am întocmit un regulament al acordării de cetățean de onoare al comunei Gura Băiei, în care sunt stipulate câteva condiții pentru a putea îndeplini această calitate. Printre altele, automat am impus prevederi penale, în sensul să nu existe condamnări penale pentru persoana respectivă. Persoane care în activitatea lor au făcut cinste comune la nivel exterior și au reprezentat comuna în afara granițelor sale, precum și persoane care în interiorul granițelor comunei au ajutat la dezvoltarea locală prin activitatea depusă, benefici, dezinteresat și fără a avea beneficii. În mare, cam despre asta e vorba proiectului de hotărâre. Trebuie aprobare regulamentul pentru ca conștiința ordinală următoare să fie acordat timpul de cetățean de urmă. Dacă se discuți, se discuți la acest nu am aici. Să pune la urmă. Dacă sunteți de acord, să pune la urmă. Să pune la urmă. Să proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de construcție parapet cu praf și acordarea sumei de 10.000 de lei ca urmare a aplicării prevederilor hotărârii Consiliului Local 45/11 mai 2018. Deci, privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar la bugetul local al primării Comunei Gura Băiei pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România. Așa cum am discutat în ședința anterioară, s-a aprobat un regulament al acordării ajutorului financiar la bugetul local pentru bisericile din Comuna Gura Băiei. În acel regulament, dumneavoastră, ați aprobat niște condiții. Condiții care au fost, până la acest moment, îndeplinite doar de parohia ortodoxă din Brava, prin preot și baron Constantin Cărăușu. Acesta a depus la Primăria Gura Băiei și el, însoțit de în spate, întreg proiectul construcției parapet. Nu mă întrebați să seamănă. Deci, probabil, nu știu, cu casă, dar nu știu ce vrea să facă dumneavoastră. O capelă. Are toate avizele necesare de la arhitect, proiectant. E sigur că are documentații legile în sensul corect. De la bugetul local, inițiatorul proiectului de hotărâre pentru domnul contabil, au găsit. Un exemplu. 10.000 de lei pentru construcție. Banii pleacă de la domnul. Deci banii pleacă de la domnul. Pentru materiale de proces. Și pentru cei de la Arventii, și pentru cei de la Catolic, și pentru ceilalți proces. Câte 10 milioane? Găsim pentru 10 milioane, când tocmește, când îndeplinește condițiile cu ce s-au prezentat părintele cu asta. Aprobăm o sumă. Dar haideți să și pentru celălalt biserică, ca să fie totuși o, tot timpul discuții. Când nu s-au dat nimic, nu știu câți ani. Au și cheltuieli.
toate bisericile au cheltuieli foarte pe curent, pe lemn, pe materiale de curățenie. Oamenii sunt făcuți, nu vreau bani, să chinui săraci și... Haideți să găsim o soluție, dacă tot... Și pentru curățenie, pentru asta. Deci, în regulament, toate situațiile în care pot depune cererea, respectiv, patronata am discutat cu părintele, nu poate depune datorii la bugetul de stat, da. De plătit de luni de zile, da. Între care șansa... Este certificat de statul datorii. Este o condiție obligatorie, sunt lumea. Și noi datorii la statul de stat. Înseamnă că să fie să fie doi... Ceilalți sunt cu cine mai văzut. Poți fi la părintele cu cine pierd. Nu au plătit mai dată. Și pentru curățenie, asta ar fi ceva, știu, pentru curățenie. Nu se poate să... Da, dar banii bagi în toate, bagă bagi în toate, trebuie să plătim datorii. Da, așa e ca și noi. Nu, 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 asta e. Noi faci datoria acolo, care și atunci o să fie corect și o să mai aibă datorii la bugetul de stat, sau până la urmă, tot bani, tot. Plătești și bani la urmărie, dar tot. Tot acolo este. Până la urmă, mai vii un plus, mai rămâne un bani. Dacă e apartea, 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 dacă e apartea. Și găsim o soluție și pe care. Luăm o postelare, ziceam, că e de hotărâri cu ceea ce ați făcut la urmă. Și o să dăm expres pe materiale de părățire și să modificăm. Și nu ia să discuții, să fim în cont și în cerțile la Adventistei, care este. Deci, de ce frumos la Biserica Adventistă Dumbrava vă depun un proiect pentru acoperire cu tablă, cu limba, cu biserica respectivă. La vreo voi, nu am văzut cum sunt ziceți de prezea, e 1-5, nu e? Eu lucrează acum la proiect și la organizație la Biserica. 7-0. Dar pentru ce a spus al dumneavoastră, ca să nu există o discriminare la nivel local, dar vreau în considerare înțelea proiectului, un proiect de hotărâri care să aibă acest obiect de reprezentare. Vine cu bonul de material de învățenie demonstrat cu faptul de oare. Da, da. Iar la Dumbrava, nu vreau să spune, eu tot e ceva bun pentru sat, o să fie timp, dar o să luăm cititele din 1400 și ceva. Și fiecare familie de 1500 de lei. Dacă vă gândiți că dă fiecare familie de 1500, care au dat mai mult, dar e mai puțin și arată tot primăria, dar o să fie milioane, o să fie foarte bine. Oricum, bani trebuie acolo pentru biserică, nu se poate lăsa, sunt mulici, fără mulici. Așa că dacă un amărât de cel 500 de lei și milioane, mai primăria mă dau, dar fie tot casă. Proiect de hotărâre privind aprobarea ființării unui număr de 22 de coșuri contractuale de asistent personal în aparatul de specializat al primarului Comunei Gurazdă. Trecut, nu pot să vă spun exact o dată concretă. Asistenții personale persoane cu handicap, dacă erau angajați în contract de muncă din primărie, a abordat pe respectivă reglementare, în domeniul juridicului, ce am înțeles, de la doamna secretară la Căruță, care prevedea posibilitatea ca din lipsa fondurilor la bugetul local, pentru că nici legea nu ajuta în sensul ăsta, să se acorde doar indemnizația, deci nu și angajarea. Între timp, legea noastră 48-26 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap s-a modificat semnificativ. Legea chiar prevăzut obligativitatea angajării, deci obligativitatea angajării cu asistent personal a persoanelor cu handicap grav. În sensul ăsta s-au demarat procedurile. Am solicitat persoanelor care poate să se angajeze ca asistent al persoanelor cu handicap grav, să depună cereri, să depună documente la dosare. Până la acest moment s-au înregistrat 20 de cereri. Eu am pus 22 de posturi. Am zis că mai fluctuează. Mai apare unul, mai pleacă unul. Și am lăsat o marge. În total sunt 38 de persoane cu handicap grav, cu asistent personal, la această dată. Din aceștia 20 de posturi. Din aceștia doar 20 s-au înregistrat 30. Și vă spun și de ce. Dacă e din familie, copil, angajează, merge la credință, are vechime. Dacă mai are și alte prestații pe lucru, de COVID, le pierde. Înțelegeți? Deci preferă doar indemnizația fără contribuție. El nu apare ca și angajat. Automat pierde asta, alocația complementară, la venitul minim gravitat care mai iau, pierde. Știu, pierde. Și nu au din costuri. Situația care sunt
pensiuni ar merge, nu mai pot fi. Nu. Și avem și cazuri. Vă spun sincer că legea e foarte, foarte prevenită. E foarte cumulului pensii de stat cu salariul ăsta. O să ne documentăm mai bine. Deocamdată primim toate cererile, le analizăm, dar procedura prealabilă este aprobarea înființării postului. Nu e mai așa, trebuie să avem posturi. Posturile sunt exceptate de la numărul de posturi alocate de către Instituția Prefectului anual, de OG63-2010. Ele sunt finanțate conform OG1-2017, acum aprobat în decembrie. 90% banii vin de la bugetul de stat, 10% vin de la bugetul local. În schimb, domnul contabil știe mai bine ce am venit în perioada anterioară, domnul Mașcu și la mine, domnul primar, știți cum vin banii de la bugetul de stat, când sunau pe la OTB, la realitate și spuneau că nu intră banii în 2, 3, 4 luni. Mai indemnizați devine de rău într-o fiecare lună. N-ar fi bine să punem mai mult în costul. Eu, din punctul meu de vedere, pot aproba 30 poate, euro. Între timp, poate mai mare care e. Nu, tot mai faci o hotără. Trebuie să revin cu hotără. Trebuie să revin cu hotără. Da, mai știe. Dar obligativitatea angajării există. Da, există, știu. Deja o parte de persoană a fost în alocată. Știu. Și o parte la Guvernul României. Am primit deja multe lucrări pe partea alocată. Dar trebuie să fie răspuns la Guvernul României la fel. Intrăm într-o care nu devine, mai sunt observații pentru proiectul de hotărâre? Nu. Noi supunem la vot, cine este pentru? Cine este pentru? Cu asistenții de sol. Cu asistenții de sol. Cu unanimitate. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat al domeniului Ardei, suprafeței de teren de 1000 de metri, conform sentinței deciziei civile cu numărul 128/2016, realizată de tribunalul Pahor. În urmă cu 3 săptămâni, domnul primar mi-a amânat decizia 1/2016 și a solicitat emiterea de proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în domeniul privat. A luat ecuzenii Bravăi, suprafața de 1000 de metri pătrați, conform unui raport de expertiză într-un document de expert juridic. Această decizie a fost emisă de tribunalul Bacău în apel. Aveți la material de ședință parte dispozitivă. Nu cunosc foarte multe detalii, pentru că nu eram în mandatul pentru că eu secretar. Mai multe detalii am văzut cum să considerăm mai vechi despre aceste legi, pentru că aparține domeniul privat al Comunei Muravăi, însă există un contract de concesiune cu act adițional pe el, până la 420 de metri pătrați, dar la municipiul care poate să mă comunice și mai bine. O să vă dau cuvântul după ce îi introduc în domnul Alexeiști, am un corp de control al prefectului în destinuție. Cert este că nu știu dacă domnul Marc sau cine e poate să dacă el este deja introdus în domeniul privat. Să nu facem un lucru la introducere. Păi, prin care nu știu dacă aveți, prin care au fost trecut odată în domeniul privat, e din 31.03.2014. Și s-au aprobat atunci, plus că este o hotărâre judecătorească care nu s-a lămurit încă odată ce e câștigată de doamna Bucur. Nu văd, a fost atacată, ce s-a întâmplat cu ea. Nu putem să mergem pe două hotere judecătorești. Deci sigur dacă aia cumva, deci hotărârea care o avem și aici. Oricum material nu se așa, hai la 7 minute să știi, noi avem aici. Da, am mai și da, așa, pentru că... De asta zic, trebuie ales, trebuie mai clar, dar altă dată, vă spuneți și mă, nu putem să votăm... Să intrăm noi în altivele. Da. Care nu mai vorbeam la învățare. De că la învățarea mă zic, dar aici nu se știe. Da, câți bani ai văzut la face? Am acolo, dar bani ai văzut de mai cu câte ai gândit, n-ai văzut cu ăsta. Adică trebuie, eu zic că mai canalizată, pentru că oamenii au făcut și la soarnă și ce mai e, și să lăsăm pe-au dată sau
puteți amâna, puteți spune la vot cu doi de voastră. Să puneți la vot, care e Pietru, care e nu. Dacă nu mai sunt comentarii sau obiecțiuni, să punem la vot pentru eu. Cine este Pietru? Zic, cu cine? Cu 1000 de metri. 1000 de metri, adică... Dacă să văd de acum, împotrivă? Împotrivă? Treci. Iau la rând, dar... Domnul Pașu, când vine la voare concesionat 1000 de metri? Nu te credeam. Să abține toți. Să abține toți. Să abține toți. Să abține toți. Toată lumea se abține. Toată lumea se abține. Treci la asta. Treci la următor. Se abține. S-au abținut. Deci nu ești contra, nici pentru. Votul noi l-ar fi avut nevoie de 2-3 prin votul de consilier la ales și nu ar fi întâlnit condițiile de lege. Trebuie să fie minim 10. Patrimoniul se plătează cu 2-3 prin votul de consilier la ales. Nu, minim 2, așa cum dar așa mai e. 2-3. Minim 2. Dar nu este corect domnul Zecuța. Ce vreți să-i faci? Așa cum a solicitat domnul Grigori la hotărârea de urgent, s-au aprobat sume pentru drepturi de efectivare și reparație a școlilor de Melia, suma de 250 de euro, dar nu știu. A fost în 2000 de mii de comunicări, actualizat la zi, suma totală este de 1.660.000 de euro. Când noi evacuăm profesorii. Da, da, da. Ce culoare dați? Mai întreb. Mai întreb un pic. Este încheiat conflictul cu... S-a avut o instanță de 21. Da, n-ar trebui. Tot în instanță definitiv. Este în fază de reprez. A, de ce definitiv așa? Cu 21. Este ce trebuia să ca să nu le zăpăram colegi și plătim. Pune la vot! Pune la vot! Sunt alte efecte pentru noi discuții mari. Ce facem? Proiectul de hotărâre la școala TVD. Este de acord? Cine e pentru? Se abține? Împotrivă? Pentru că am făcut la ori, dar ori nu au făcut. Contatul din vot. Proiect de hotărâre se vede rectificarea bugetului local al comunicului Avei pentru anul 2018. Pe loco cadastrale a localității, ANCPI ne-a alocat suma din 155.000 cu care suntem, ar fi absolut în totalitate. Prețul pentru o parcelă este destul de mic și nu știu în ce măsură o să reușim să definitivăm pentru cheltuirea întregii sume. Am încheiat contractul cu ANCPI cu 155.000. Urmează în funcție de depunere, de validări care le fac ei, să ne aloce bani în funcție de ce am făcut. Am propus un buget, după care am depus situațiile, ne alocă bani. Interesul e să o prindem acum, putem să o putem cheltui toată, dacă se poate. Cam asta e. Nu știu, 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 nu ști
monte și mobilierii, domeniul privat al comunicului Apoi, precum și aprobarea valorificărilor, proceduri și adevărăște de lege. Continuă evaluarea bunului care ți-a aprobat la începutul anului, am efectivat cu locul 4 de case, la 7-8. Astăzi aprobăm și ne însușim evaluarea bunurilor o parte mobilă, au terminat cu domnul expert, a terminat documentația privind cele două mașini, plus niște loturi de teren care au fost grajduri dărâmate, o parte de documentație care v-am făcut copii la parte de evaluare și astăzi și sumele. Sunt dispuse de către evaluat. Păi, mașini, de mașini, terenul, când vădăți două lucruri, cu la grădinița de încălzitare și cu locul îi punem stația de evaluare. La intrare de încălzitare. Da, la notificările făcute către dicția
și au început să plombează cu multă responsabilitate din partea primăriei. Avem doi oameni permanenți de la Cotocea, care sunt de loc înainte, cu Plătunoaie, cu Mădul, da? Și pe Ionuț Apostol, care se înduiește cu domnul Stanciu, care stau permanent ca lucrările să se desfășoare din punct de vedere tehnic foarte bine. Să nu le mână. Eu ne combate cu unii poemenilor și n-am nicio să transformăm în un material. Este ok, chiar și să mă mână doamne acelea nouă. Din partea cu cineva voastră. Am înțeles că e ultima intervenție. Sincer, nu vreau să rătăvăși cu lucrurile. Se discută de un tratament asupra infecției care s-a dat de fapt din gratuiti. Așa a fost proiectul, să se doarne stratul de uzur. Este clar că în adresele primite la Consiliul Județean, fiecare adresă sună cam așa, având în vedere insuficiența fondurilor alocate Consiliul Județean, direcție de drumuri, păi informăm că nu avem fonduri și mai dorăm stratul de uzur. Dar încercăm să vedem, poate, semnalul trase de noi, au fost 659 de semn răzbute, cu poze, cu color, mașini, lucruri și trate, să sperăm că cineva a produs, va lua o decizie înțeleaptă și scutim un pic tot ceea ce înseamnă discuții și încercuri. Chiar vă rog, să fiți alături pe mine și eu îmi merg, necondiționat. Vă informez că nu te va să se mătură de la oameni, a fost presidința Consiliului Local Corect și am primit aprobare, sper, ale semnătunate de ședință, că ne vor face și drumul de la canal până la pasarelă cu mențiunea, după ce termină varianta 1. Da, domnul. O întrebare. Și o întrebare. Eu nu vin cu timpul de învățat. Îmi cer scuze că am intervenit și așteptați, așteptați întrebări. Eu am, din informațiile pe care le-am, acest drum care vine din TC, din de acolo, până la canal aici, acesta nu este în administrarea nimănui. Să vă spun de ce. El a fost referat până în 89, a fost considerat de un industrial, care aparține la tot mai clar. La ora actuală, eu am informat de la Consiliul Județean că nu este cerut în administrare inclusiv nici de oameni Bravoie, nici de oameni Mănești Bravoie. Nu se poate. Păi dar vine în coace. Deci nu este cerut în administrare. Și acest drum, noi sunt toate fara. Eu să ne vorbim cu apă aici. Nu este cerut în administrare de nimeni. Informația pentru care vreau să le spuneți asta. Informația noastră este total eronată, greșită. Ce este dar administrarea voastră, e scrisă de la Direcția Județeană de Drumuri, la noi, cu atentul la voi, drumul Județean, este până la stâlpul din fața canalului. Când mergeți pe stâlp, care este un stâlp. Acolo este graniță și de acolo, acolo aparține Uneștiului. Și au sfârșit de mersul mele, ne-au promis că ne facem pe discuții care n-au rost, da? Și vă spun, n-ați învățat, nu știu, e fost. Este eronată informația care... Vă la prava contrare cu mine. Eu să mă cred. Chiar și nu. Șase ani, în fiecare an am fost de două, trei ori la secțiile Consiliului Local Unescu și informația este clară că aparține Unescu, știu, cetățenii din Gura, noi plătesc taxe și impozite la Unescu. Două lucruri care au fiecare lună puneau câte o lingură de-o parte, dar acum aveau să ne progrese dar cumva cetățenii din Gura Unescu. Asta este, ca să știți să duceți mesajul cetățenilor, acest lucru se va face, este menturat în procesul de fapt de ședință la Unescu, se face cu fonduri de la UAT la Unescu, prin DPP la Unescu. Au fost și la Unescu, dar nu mă cetățenii de variantă. A fost o comisie interior întâmplare, o să fiu și eu în care dedicau toate găurile și așa s-au aplicat unii locuri de făcut. Asta înseamnă că într-o săptămână, două, trei, era de TPO, sigur să va face. Domnul Pașu, dacă eu am fost în ședință, este... Dar în fiecare an, era făcut în fiecare an. Păi știu, nu mă face probleme, au bani, da, nu ai ce. Să-i zic, 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 ce rămână pe drum? Trece pe drum, oameni, dar ca să apucăm la o testă, adică v-am fac pesca de la canal până la Suprava, dar cum să facem și pesca? Cam asta, acceptăm alte întrebări. M-am eu.
Sincer, sunt uimit așa la anime, când se schimbă de o luată, asta este. Am ades oficial în martie că o fi ajutat pentru din aval de tot. Bine, chiar de ziua, așa, trebuie să ocupe de timpul de la mare de tot, o chimie, două de la deală. Gospodarilor, că vor aloca fonduri, acum, adresele au fost o sitină. Fonduri insuficiente, să vedem la rectificare. Dacă nu va fi rectificare, înseamnă că va trebui să fac exact cum am făcut și până acum. Dar nebunul, bunul escavatorul primăriei, o să luăm și pe al doilea, cu vasul plantat, mai mergem cu cerșitul, mai vorbim cu bunul escavator, un escavator pe senile, să mișcăm cursul apei, voi lua oameni de la scurs social, toți oameni de la scurs social, 90%, că el toate lor vine de acolo, să fie tot ce înseamnă, ne trișăm și începem, facem canalizarea pe centrul podului, nu va mai veni apă pe partea noastră, pe tine, facem o insulă, din insulă plecăm, facem un drum scurt, ca să nu mai venim pe pod, să încălăm, facem un drum scurt, să începem digul de la vale, de pod. Avem puțin bani, avem aprobarea noastră de un specialist, spune, frate, stă mă bucur măcar că spune și mă lasă să lucrez în alte amator al lucrurilor. Mă bucur că chiar acolo, dacă ce ești vizionează domnul primar Pașcu, și am promis oameni că acolo e teroare. Apa, dacă va veni, voi vedeți că apa va veni prin spate și va lua dintr-o spate prin spate, va fi nu la primărie, grăviniță, că acolo apa a trecut peste șosea. Asta nu primăria să nu fie nu, domnule. Deci nu vreau să fie nimic. Eu luăm într-o glumă, dar vedeți că domnul ce s-a întâmplat la Sasnic, ce s-a întâmplat la Comunești, acum apa asta. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în Dolj, în Gorj, în timp cu Valea, nu mai treabă. Și atunci, vă fiți și voi mândri că am luat o decizie. Forma rămânea bani la capitolul bugetare, care nu vom cheltui și dirijăm către digul afară. Dar ca să sezat că la Cămin se continuă lucrarea, într-un lucru care nu prea sunt mulțumit, am solicitat patronul să vină să suplimenteze personalul, da? S-au reglementat din punct de vedere juridic. Trebuie cu preluarea predare, preluare de la DMC la Ustran și este ok, alimentarea cu apă ține 5 ani. Se lucrează, da, ca să se da și ei vor mări. Dar la temele sunt trebuie, de aceea să văd de acolo. Sunt trebuie. Așa, credeți, se ocupă de rezervă. Nu sunt fundul reparează. Dar de ce am văzut mâini? Au fundul și s-a scetat. Să străga fundul ăla. Ei știază. Creează politic care și aici trebuie mărit că mai avem voie în 5 etate să dezvoltăm această sumă la aceste lucrări. Iar la modul nu optimist, ci la un, la un mod real, ar treaba anul viitor în septembrie să fie evaluată alimentarea poate toate și să și chiar la tot politic. În rest, așa. Domnule, și cu problemă, domnul primar, dacă stai, să te mai vedea unde pașe. Domnul președinte. Vine cu canalizarea.
proiectul. Deci, ca vă informăm că și ei am dat la spot, se lucrează la proiect, în prima comună în care, având în vedere că avem alimentare poate, prima comună în care vor începe lucrări de la fi cu un laborator, că am zis tot să înceapă ca realizarea cu raportul acesta. Fiind acolo, trebuie să fie nu pot băga înainte și da? Este o regulă și nici nu de bani. Să vă spun de cât am contactat firma de proiectare, ne-au zis foarte mult bani, n-avem bugetare, n-avem cum să poate cisma. Ceva nu trebuie să facă proiect, fără să avem bani. Știți bine că avem finalul acestui an. Finalul acestui an se pregătea de 6 miliarde de care se găsează acolo. Ca mine, am să-i spun domnul Vici, pe care nu trebuie să-i indicat-o. Am făcut mai timpul, dar am avut.